detecte prin specialitățile lor, toți pacienții noștri beneficiază de aportul unor consultații multiple din alte discipline, care pornesc de la geriatrie, medicină internă, endocrinologie, diabet și merg până la consiliere nutrițională, psihologie, logopedie. Toți pacienții care sunt internați în secțiile noastre, dar și cei care se adresează serviciului de ambulator, au la dispoziție o bază de tratament care se întinde pe 700 de metri pătrați, dată după ultimele standarde de la nivel actual, bază unde în multiplele spații special amenajate putem să oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, hidrogimnastică, ergoterapie, masoterapie, terapie prinată. Fiecare pacient având parte de un tratament special, personalizat, atât în cadrul spitalului, a secției de internat, cât și a bazei de tratament unde beneficiază de aceste servicii. Acest concept de abordare multidisciplinară nu ar fi fost posibil fără a avea de partea noastră o echipă medicală de excepție pe care am reușit să o adun alături de mine și care îi mulțumesc din suflet pentru efortul depus în acest an. O echipă care de la început a fost extrem de dedicată, de implicată în acest proiect și mai ales, și cel mai important, a acceptat și a îmbrățișat conceptul nostru de multidisciplinaritate, lucru care poate că nu este atât de frecvent întâlnit în practica medicală de azi. Am să vă prezint pe scurt secțiile noastre, structura spitalului și principalii coordonatori a secțiilor sale. Am să încep cu cea mai mare secție din spitalul nostru, o secție de 55 de paturi de îngrijiri paliative, coordonată de doamna doctor Ileana Chica, medic primar ATI, care îi mulțumesc în mod special pentru aportul deosebit adus la implementarea protocolelor terapeutice și a celor de îngrijire medicală și care este un pionier a îngrijirii paliative în România, vă mulțumim. Una secție de recuperare neurologică, o secție de 27 de paturi, coordonată de domnul doctor Damian Popescu, asistent universitar în cadrul UMF Cluj. Secția de reabilitare medicală, coordonată de șef de lucrări dr. Lato Ișoi, din cadrul UMF Cluj Amoca, secția de 38 de paturi. Secția de cardiologie, coordonată de doamna dr. Tina Bercean, medic specialist cardiolog. Secția de psihiatrie, pe care am onoarea de a o coordona chiar eu în calitate de medic primar psihiatru, precum și serviciile oferite în cadrul ambulatorului, care este coordonat de doamna dr. Oana Mucan. Și să nu uităm nucleul de bază, și anume baza de tratament, coordonată de către Ana Maria Badea. De asemenea, spitalul meu este de serviciu farmacie de circuit închis, dedicat inclusiv pacienților noștri, coordonat de farmacist Mihaela Popovici. Și bineînțeles, serviciile de epidemiologie, care sunt asigurate de domnul dr. Alexo. Trebuie să vă spun că acest proiect a fost deja demarat din punctul nostru de vedere a echipei medicale și am reușit deja să obținem un feedback extrem de favorabil din partea primilor pacienți care deja au acceptat serviciile noastre și care ne-au confirmat faptul că, pe lângă că acest concept de abordare multidisciplinară este un concept corect și fundamental științific medical, el este și un concept apreciat de către pacienții noștri, fapt care ne-a întărit credința că pe această cale vom obține o recuperare cât mai bună.